Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, în capitolul 18, de unde vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, pasajul cuprins între versetul 9 și versetul 14. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. În accepțiunea noastră comună există convingerea că sunt activități duhovnicești, religioase, activități care în esența lor sunt lucruri bune. Și cei care se învrednicesc să facă aceste activități sunt oameni, cum se cade, credincioși, serioși, oameni care primesc aprobarea lui Dumnezeu. Adevărul însă este că lucrurile nu stau tocmai așa. Ne-am învățat, poate, să socotim că actul dărniciei este, în esență, un lucru bun. Citirea Sfintelor Scripturi, rugăciunea adusă lui Dumnezeu, postul adus înaintea lui Dumnezeu, activități sunt activități duhovnicești, în esență, primite de Dumnezeu. Ce bine ar fi să fie întotdeauna așa. Între multe activități cu care noi ne-am obișnuit și pe care le socotim în esență bune, este și activitatea părtășiei cu biserica sau venirea noastră la biserică. Dați-mi voie să vă întreb, a veni la biserică este un lucru bun sau este un lucru rău? Dacă ar fi să votăm răspunsul la această întrebare, care ar fi rezultatul? Socot că în unanimitate am vota că venirea la biserică este un lucru bun. Și este un lucru bun. Dar nu pot ocoli întrebarea când mersul la biserică nu este un lucru bun. Sunt oare circumstanțe în care venirea noastră la biserică aduce mai mult rău decât bine? La această întrebare răspunsul este afirmativ. Sigur că soluția nu este să nu mai venim la biserică. Dacă ajungem la concluzia că a merge la biserică este mai rău decât bine, atunci mai bine să stăm acasă. Soluția nu este să nu mai venim la biserică, ci soluția este să ne corectăm felul în care venim la biserică, în așa fel încât acest efort făcut deja să fie pentru noi o ocazie de binecuvântare duhovnicească și nu un prilej de osândă și de respingere din partea lui Dumnezeu. Este oare posibil ca venirea cuiva la biserică să aducă pentru el mai mult rău decât bine? Când răsfoim Sfânta Scriptură, găsim situații când oameni, persoane care s-au găsit în casa lui Dumnezeu, totuși, n-au primit aprobarea lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, prezența lor acolo a adus mai mult împotrivire decât a adus binecuvântare.
în această seară, mesajul pe care îl vom împărtăși caută să răspundă la întrebarea: când mersul la biserică aduce mai mult rău decât bine? Fiecare suntem chemați să ne cercetăm pe noi înșine și, în mod deosebit, acest mesaj se adresează acelora care, în mod regulat, săptămânal, se supun disciplinei venirii la casa lui Dumnezeu. Este un lucru bun, trebuie să plecăm de la premisa că acest efort duhovnicesc este voia lui Dumnezeu, este porunca lui Dumnezeu și, pe de altă parte, este calea, rânduiala așezată de Dumnezeu pentru creșterea noastră spirituală. Însă nu trebuie să ne lăsăm amăgiți că dacă venim la casa lui Dumnezeu și ne așezăm pe o bancă, facem act de prezență și după aceea intrăm așa într-o stare, știu eu ce fel de stare, cu asta am rezolvat problema părtășiei noastre cu biserica lui Dumnezeu, cu Dumnezeu în casa sa. Prezența noastră în acest loc nu este un bine în sine, ci devine un bine în sine, în măsura în care atitudinea noastră interioară, sufletească, este potrivită cu voia lui Dumnezeu. Altfel, venirea noastră la adunare aduce mai mult rău decât bine. Care sunt oare câteva din circumstanțele în care ne-am putea găsi, din nebăgare de seamă sau cine știe din ce motive, circumstanțe în care pentru noi efortul venirii la biserică să nu aducă binecuvântare lui Dumnezeu, ci dimpotrivă respingerea sa? Vom identifica câteva din aceste circumstanțe și voi începe prin a arăta că poate una dintre cele mai întâlnite este situația în care venim la biserică pentru a fi văzuți de oameni. Mersul la casa lui Dumnezeu aduce mai mult rău decât bine atunci când cel care merge nu se duce să se întâlnească cu Dumnezeu, ci merge să se întâlnească cu oamenii, să fie văzut de oameni. Să facă act de prezență printre oameni și prin acest act de prezență să câștige cine știe ce autopromovare în mijlocul comunității. Domnul Iisus a osândit acest fel de a fi. Domnul Iisus a spus, este consemnat în Evanghelia după Matei, capitolul 6, să nu îndeplinim neprihănirea noastră înaintea oamenilor cum fac fățarnicii. Să nu ne rugăm ca să fim văzuți de oameni. Chiar dacă oamenii ne văd, motivația noastră ascunsă nu este ca să fim văzuți de oameni, ca să impresionăm pe cineva, ci ca să ne închinăm lui Dumnezeu care ne-a creat, numele Lui să fie binecuvântat în vecii vecilor. Dacă te duci la biserică pentru ca să capeți respectul oamenilor, atunci venirea la biserică aduce mai mult rău decât bine. În Scriptură se vorbește despre un soi de oameni care făceau parte din partida fariseilor, oameni care se duceau la templu ca să se autopromoveze, oameni care mergeau în casa lui Dumnezeu ca prin prezența lor acolo să câștige un capital de imagine. De ce vii la casa lui Dumnezeu? Când pleci de acasă, care este motivația din inimă? Te așezi, poate, știu eu, frumos în fața oglinzii și te gătești cât de frumos poți la gândul că Doamne ferește-ne de păcatul ăsta. Doamne ferește-ne de păcatul acesta. Nu mergem la casa lui Dumnezeu ca să ne vadă oamenii. Nu mergem la casa lui Dumnezeu ca să ne afișăm frumusețea, toaletele, ultima achiziție. Nu merg la casa lui Dumnezeu să-mi parchez mașina în fața bisericii să mă vadă oamenii ce achiziție am făcut. Nu merg la casa lui Dumnezeu ca să-mi afișez talentul, să-mi câștig o poziție în fața oamenilor. Nu merg la biserică pentru a arăta cine sunt eu. Nu, nu. Dacă, Doamne ferește, vreunul a căzut într-o asemenea greșeală, apoi grabnic să se pocăiască
Și pocăința nu înseamnă să zic că de astăzi nu mai merg la biserică până nu mă dezvăț de felul rău în care am mers. Soluția este cu grăbire să-și mărturisească lui Dumnezeu atitudine interioară și să ceară o inimă nouă. Doamne ajută! A doua circumstanță în care mersul la biserică aduce mai mult rău decât bine este situația în care ne ducem ca urmare a unui obicei omenesc sau unei tradiții omenești fără viață. Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Marcu, în capitolul 6, osândește acest fel, în capitolul 7, de la versetul 6 la versetul 8, osândește acest fel de a te apropia de Dumnezeu. Mântuitorul Iisus i-a osândit pe fățarnii spunându-le: bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor în cazul lor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. Dacă este să aducem acest pasaj în context contemporan, s-ar putea să ne regăsim. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, voi veniți la casa lui Dumnezeu ca să împliniți un obicei de datină omenească. Ce te mână spre casa lui Dumnezeu? Oh, a venit duminică, trebuie să mă duc la biserică. Sigur că există un bun obicei, dar acel bun obicei pe care l-a avut și Domnul, despre care citim că s-a dus în sinagogă după cum era obiceiul său, acel bun obicei capătă înaintea lui Dumnezeu valoare când în inimă e frica de Dumnezeu și când faci prezență în biserică, te copleșește sentimentul sacrului. Problema e că în vremurile noastre mulți dintre participanții la biserică pierd progresiv sentimentul sacrului. Cunoscându-vă pe dumneavoastră, mă aștept să nu fi făcut un asemenea păcat. Dar ce vom zice oare de situația în care cineva vine în casa lui Dumnezeu, pierde sentimentul prezenței lui Dumnezeu, face act de prezență în baza unui obicei care i s-a așezat, iar aici nu se roagă când oamenii se roagă, nu ascultă când se propovăduiește, discret își consultă poate mesajele primite pe telefonul mobil, ca să nu zic poate chiar transmite asemenea mesaje, sau și mai discret se va uita în oglindă să vadă dacă își șade bine, că cine știe dacă nu cumva din nebăgare de seamă s-a deranjat. Ce vom zice oare dacă vom cădea în această greșeală? N-ar fi fost mai bine decât să comitem un asemenea păcat să fi stat acasă? N-ar fi fost mai bine? Mai bine este să stăm aici și să ne vibreze inima că ne găsim în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu se rostește, Duhul lui Dumnezeu ne cercetează și pentru noi este o ocazie de mântuire, de iertare de păcate, de îndreptare. Dar dacă ți închizi inima, te decuplezi de pe frecvența părtășiei cu Dumnezeu și intri așa într-o stare de nepăsare, făcând duminică de duminică sau săptămână de săptămână act de prezență în baza unui obicei omenesc, pierzând sentimentul sacrului al fricii de Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, anii vor trece, vei îmbătrâni, și când va trage Dumnezeu linia în ceasul de apoi, nu se vor alege prea multe lucruri. Una dintre problemele sensibile cu care se confruntă bisericile evanghelice contemporane, am mai spus și altă dată și trebuie să repetăm și azi, este desacralizarea. Desacralizarea. Pierderea sentimentului prezenței lui Dumnezeu în mijlocul părtășiei bisericii. Dovadă că sunt persoane care au pierdut sentimentul sacrului se vede în comportament.
câteodată, spre exemplu, am întâlnit comunități în care, în momentul în care se ținea rugăciune, oamenii de ordine țineau ușile închise. Și dacă îți crăpa inima în tine, n-aveai voie să ieși afară. Te rogi că Dumnezeu ascultă. Nu mergem încolo încoace, nu țipăm, nu ne facem mici probleme, nu ne rezolvăm mici afaceri, ci cu sentimentul prezenței lui Dumnezeu, cutremurați, ca și cum ai fi în Sfânta Sfintelor. Conștient că Dumnezeu este aici, prezent. Pierzând sentimentul prezenței lui Dumnezeu, participantul la slujba de închinare este un simplu spectator. Și notați, vă rog, în sala de spectacol, spectatorul este guvernantul. Actorul e doar actor. Când cineva vine la casa lui Dumnezeu cu un asemenea sentiment, să se pocăiască cu grăbire, că venirea lui la biserică îi va îngreuia soarta în ziua de apoi. Soluția pentru el nu este să zică: o, oh, bine că am auzit și pe asta, de duminică încolo n-are rost să mai vin, să mai îmi fac eu o sândă. Dacă așa vei da curs ispitirii venite de la cel rău, nu vei face altceva decât să îndepărtești și mai mult. Soluția este să te întorci spre Dumnezeu conștientizând prezența sa și înțelegând valoarea prezenței lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, să te apropii de El cu cutremur, cu frică, spre iertare și spre mântuire. Doamne ajută! O altă circumstanță în care putem veni și să ne aducă venirea în casa lui Dumnezeu mai mult rău decât bine, este situația în care venim mânați de un duh de mândrie și nu de unul al umilinței. Este tocmai pasajul pe care l-am citit în deschiderea cuvântării. Iisus, Domnul, a spus o pildă pe care auziți cum o începe. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Deci, acești doi oameni s-au dus, am zice, în terminologie contemporană, la biserică. Amândoi s-au dus să se roage. Vă rog să observați, nu unul vine să se roage și altul vine să fie văzut de oameni. Nu unul vine să se roage și altul vine să se autopromoveze. Nu! Amândoi au venit să se roage. Necazul este însă, este reprezentat de o situație ciudată a inimii omenești. Poți să pleci de acasă cu gândul să te rogi, dar când dai cu ochii de unul pe care îl disprețuiești, deodată totul se răstoarnă. Fariseul și vameșul. Unul era guvernat în interiorul lui de sentimentul autojustificării, a neprihănirii proprii. Se încredea în sine, a zis Iisus, că este neprihănit și disprețuia pe celălalt. Am putea să ne gândim serios la noi înșine, cu respectul, cu tot respectul de care sunt în stare, mă adresez acelora mai în vârstă dintre dumneavoastră care, cine știe în ce situații și momente, în timp ce vă rugați sau cântați sau ascultați, dați cu ochii de vameș sau de sora lui. Și-a apucat-o și pe asta să vină așa îmbrăcată la biserică? Mai bine stătea acasă. Ce l-a apucat și pe acela? Păcatul acesta se strecoară în mod deosebit la femeile mai în vârstă. Vegheați, vă rog, stimate surori, dacă doriți ca prezența dumneavoastră la biserică să aducă bine și nu rău. Nu să vă fi strecurat oare ispititorul cu acest soi de ispită și printre noi? Dacă a fost, trebuie să ne căim. Dacă nu, slăvit să fie Dumnezeu și să ne ajute să rămânem lângă El credincioși. Oricum ar fi, trebuie să veghem cu mare băgare de seamă asupra inimii noastre, ca nu cumva mândria spirituală, prea bună părere despre noi înșine, despre identitatea noastră spirituală, să ne aducă în situația de a respinge pe celălalt, socotindu-ne pe noi acceptați de Dumnezeu.
că dacă facem așa, va rămâne și pentru noi, ca și pentru acest evlavios fariseu, ce a zis Iisus. S-a dus acasă nesocotit drept, și cel smerit, chiar dacă din punct de vedere al imaginii avea un rău nume, s-a dus acasă socotit drept. Dacă venim la casa lui Dumnezeu, nu ne interesează în primul rând și n-ar trebui deloc să ne intereseze ce spun oamenii despre noi, deși există o componentă comunitară a prezenței noastre la casa lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre legăturile noastre frățești și despre felul în care trebuie să umblăm în dragoste și despre grija pe care trebuie să o avem să nu fim pricină de potignire pentru careva. Ne învață Scriptura despre acestea. Dar inima care va face motivația adâncă a acestei îngrijiri este frica de Dumnezeu și inima smerită. Amin. O altă situație în care putem veni la biserică și Dumnezeu să nu primească venirea noastră socotindu-se că am venit pentru mai rău decât pentru mai bine, este circumstanța în care mergem mânați de duh, de partidă și de dezbinare. Apostolul Pavel, în epistola 1 Corinteni, scrie bisericii din Corint un pasaj tulburător. Dacă nu l-am găsit în Scriptură și cineva ne-ar fi povestit pe alte căi că așa a fost în biserica din Corint, n-am putea da crezare. Dar atât ce spune Pavel acestei biserici. 1 Corinteni 11, versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud. Pentru că vă adunați la olaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Vă întreb, unde se adunau? Vă adunați la olaltă, se adunau în părtășia bisericii. Contextul acestui pasaj arată limpede că despre asta e vorba. Dar se adunau nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Ce se întâmpla de fapt acolo? Versetul următor, versetul 18, spune: mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare între voi sunt dezbinări. Și în parte eu cred. Nu ne vom uita mai departe, în acest pasaj îl descrie amplu starea spirituală a bisericii, dar una peste alta. Venirea noastră la biserică aduce mai mult rău decât bine atunci când suntem mânați de duh, de partidă, de dorință, de supremație și gând de dezbinare. Slavă lui Dumnezeu pentru unitatea pe care a lăsat-o în biserica Emanuel, și să binecuvânteze Dumnezeu unitatea acestei biserici. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru unitatea ei. Și a spune ceva: secretul unității unei biserici stă în unitatea lucrătorilor ei. Dacă lucrătorii între ei sunt uniți, păstorii sunt uniți, frații puși în conducerea bisericii au aceeași inimă și același cuget, aceasta se transferă mai departe în biserică. Rugați-vă lui Dumnezeu ca ceea ce ne-a dăruit să continue mai departe și pentru generațiile următoare să fie o bună moștenire. Că știm noi bine, frate Iosif, cu responsabilitățile noastre de slujire, în câte adunări nu mergem în care zic oamenii: eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Chifa. Și când predică Pavel, slavă Domnului, a venit Duhul Sfânt în adunare. Când predică Apollo, ce are gura livostă de spus? Și cu asemenea stare, cu asemenea atitudine de respingere a celuilalt și de promovare a schismelor în adunarea lui Dumnezeu, ce vom zice oare prezența la biserica unei asemenea persoane? E un lucru bun? Sau un lucru de care trebuie să se pocăiască? Trebuie să se pocăiască. Soluția nu este să stea acasă. Dacă cineva grăbește gândul că mai bine e să stai acasă, a greșit fundamental. Soluția este să corectăm aceste lucruri, pentru că, după cum bine cunoașteți, ispititorul, vrăjmașul lui Dumnezeu și al nostru, diavolul, pândește și caută să afecteze și să tulbure până și cele mai sfinte lucruri pe care le facem.
cum ar fi, iată, în cazul nostru, venirea la casa lui Dumnezeu. Maximul de folos spre pierzarea sufletului nostru nu este dacă ne ține acasă. Maximul de folos spre pierzarea noastră este dacă reușește să ne țină aici, dar rău. Să te expună continuu unui mesaj pe care îl respingi, să te pune mereu prezent într-un anturaj în care Dumnezeu să-ți vorbească, dar inima să stea împietrită în dosul unor asemenea stări și situații și atitudini, și apoi la urmă când Dumnezeu trage linia, să spună: vai de tine că ai știut și n-ai făcut. Ce fericiți vor fi aceia care, venind și căutându-L pe Dumnezeu cu toată inima, se vor apropia de El așa de mult încât atunci Dumnezeu va zice: veniți binecuvântați Tatălui. Așa să ne ajute Dumnezeu să venim. Ce zice moare, rămânând tot în această zonă, aceste abateri din duh, de ceartă, de partidă și de dezbinare, ce vom zice oare despre acela care vine la biserică mânat de un spirit critic? Ia să mă duc să văd ce se întâmplă acolo. Și s-a așezat ca și cum el ar fi, ce știu din ce, Uniunea Criticilor de Artă sau de Muzică sau cine mai știe ce fel de... Nu? Și de acolo, cu toate resursele și instrumentele lui în materie de analiză, scanează, radiografiază totul. Unul zicea odată: treaba mea și talentul pe care l-am primit de la Dumnezeu este să observ greșelile fraților și să le spun spre corectare. Frumos talent! N-ai putea să zici unei asemenea persoane decât: dragul meu, ia talentul ăsta minunat, pune-l în ștergar, leagă bine ștergarul, ascunde talentul ăsta undeva în pământ, îngroapă-l undeva, uită unde l-ai pus, că te asigur că Dumnezeu în ziua judecății nu o să te întrebe de ce n-ai lucrat cu el. Spirit critic. Nefericit e omul care e mânat de un asemenea duh. El nu se poate bucura de nimic. Nu se poate bucura nici de un cântec, nu se poate bucura nici de o rugăciune, nu se poate bucura nici de o predică. El nu se poate bucura de nimic, că inima lui e stăpânită de un duh de respingere care se dorește în interfață să promoveze calitatea, când de fapt în inimă e răutate. Dumnezeu să ne ferească de așa o stare. Dumnezeu să ne ferească. Nici cum nu va fi bine când omul a ajuns în starea asta. De regulă, asemenea persoane, îți dai seama pe fețele lor, de pe fețele lor cum stau. Așa, poate inexpresivi, poame acre. Nu se bucură când e de bucurie. Dacă, spre exemplu, e de plâns, el stă insensibil. Dacă e de bucurie, hai de mine, cum, ce e asta? Dacă un copil stă liniștit, ce copil plictisit. Dacă plânge, ce copil neascultător. Nici cum nu e bine. Să veghem, surori și frați, ca nu cumva în inima noastră să se strecoare o asemenea răutate. O altă circumstanță în care venirea noastră la biserică poate fi mai mult rău decât bine este situația când ne ducem ca să vedem pe oameni. Nu ca să fim văzuți de oameni. Asta a fost prima situație. Când noi mergem să-i vedem pe oameni, e circumstanța în care închinătorul se duce ca să vadă pe cel care aduce închinarea, nu ca să fie el un închinător. Aici este primejdia închinării antropomorfice, adică centrată pe om. Sunt persoane care sunt în stare să facă eforturi mari și să vină la biserică dacă sunt întrunite condițiile așteptate. Haidem să mergem la biserică, o discuție poate în familie. Bun, la care biserică mergem? Păi, nu știu, la Emanuel, dar cine predică la Emanuel? Păi predică Nelu Brie. Nu mă duc, n-am de ce. Situații de acestea. Sau, mă duc acolo pentru că am auzit că nu știu cine vine acolo. Vă rog să observați. Dacă facem un anunț prin Radio Vocea Evangheliei, cum că la noi, la adunare, vine nu știu ce mare nume, uitați-vă, vă rog, cum se rup scaunele.
Mă întreb, ce a urnit pe oamenii ei din casele lor ca să vină? E bine că au venit, dar ce bine ar fi fost dacă n-ar mai fi atrași de faima unui nume, ci de frica de Dumnezeu și de dorința de a se îndrepta. E bine că au venit. Poate că prin acel om al lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu le va vorbi, se vor îndrepta, se vor pocăi și vor zice, vai de mine, păi am slăvit pe un lucrător al lui Dumnezeu mai mult decât pe Dumnezeu. Păi cine e Apolo, cine e Pavel? Până la urmă sunt nimic, Dumnezeu e totul. Ce păcat am făcut să slăvesc eu un cor mai pe sus decât Dumnezeu? M-a dus pe mine un cântăresc la biserică și nu Domnul Iisus? Înțelegeți sensibilitatea greșelii? Să fie oare în Sibiu oameni care trag urechea la Radio Voce Evangheliei, la anunțurile făcute și tocmai acolo se duc? Că dacă ar fi așa, m-aș gândi că n-ar fi rău să le facem odată o farsă. Dacă ne-am înțelege noi ceilalți. Mă iertați, sau dacă nu doriți să mă iertați, măcar să ne pocăim împreună. O altă situație, și poate una dintre cele mai dificile, este situația în care venim și respingem mesajul. Venim la biserică și respingem mesajul. O asemenea situație este extrem de vinovată. Să auzi propovăduirea, să fie evident că așa e scris, și totuși să rămâi lipsit de sensibilitate și împietrit, este un mare rău. Venirea la casa lui Dumnezeu nu este un scop în sine, ci este un mijloc care ne transportă spre scop. Scopul este slăvirea lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Dar această slăvire a lui Dumnezeu și mântuirea noastră nu se realizează dacă mă țin la distanță de propovăduirea, de mesajul transmis din partea lui Dumnezeu. Dacă, spre exemplu, se vestește chemarea la rugăciune și Dumnezeu, prin slujitorii săi, ne îndeamnă că trebuie să perseverăm în disciplina rugăciunii, iar noi nici că auzim. Ni se poate face chemarea de la Dumnezeu. Cine știe ce se întâmplă în sferele spirituale, în mediul spiritual în care trăim? E o chemare la post. Hai să postim o săptămână pentru nu știu ce, împărțiți pe familii. Sau să ne rugăm, începem fiecare zi, jumătate de ceas, săptămâna asta, dimineața, rugăciune. Ne căutăm în prezența lui Dumnezeu, îl căutăm pe Dumnezeu, căutând în felul acesta să ne sfințim, să ne protejăm, să ne apărăm. Și stai lipsit de sensibilitate. Sau dacă, spre exemplu, e o chemare, la cine știe ce acțiune, o evangelizare sau un cuvânt de morală, de părăsirea unui păcat, de îmbrățișarea unei învățături, a unei evlavii, și rămâi lipsit de sensibilitate. O, ce frumos! Admiri frumusețea discursului, dar respingi conținutul mesajului. Ce se va întâmpla cu un asemenea om? A venit degeaba. N-au fost oare și în prezența Mântuitorului Iisus asemenea oameni? Într-o zi Mântuitorul, tare necăjit, i-a surprins cu niște cuvinte, a zis el, poporul acesta e un popor încăpățânat și împietrit. Le-am cântat de jale și n-au plâns. Le-am cântat de veselie și n-au jucat. Vă puteți imagina ce auditoriu? A venit Ioan Botezătorul și nu l-au primit. A venit Fiul Omului și nu l-au primit. Orice ai face nu e bine. Mesajul e respins. Omul se ține în periferia mesajului, pe margine. Nu intră în inima voii lui Dumnezeu aliniindu-și viața, alegând să fie ucenic al lui Iisus. O asemenea prezență în casa lui Dumnezeu n-aduce folos duhovnicesc. Amintiți-vă de tânărul bogat. Întâlnirea lui cu Domnul Iisus, de altfel o întâlnire emoționantă, vă întreb, i-a adus mai mult bine sau rău?
Știți cum s-a dus acasă? Întristat. Nu e scris în Scriptură, dar nu trăiesc așa o speranță că vorbele Domnului Iisus au avut ecou în viața lui. Și poate că data viitoare a venit cu alt gând. Poate. Nu sunt doar situații în care Dumnezeu ne vorbește și știm că ne cere să facem schimbări, dar de dragul că iubim acele obiceiuri, refuzăm schimbarea? Dacă am simțit de la Domnul Dumnezeu, spre exemplu, că ni se cere, cine știe, spre exemplu, să închidem pagina de Facebook, gata, toată lumea, de mâine nu mai are nimeni dacă intră pe Facebook. Nu zic că așa ceva ni se cere, ar fi un subiect viitor. Dar dacă ar fi așa, care ați renunța? De dragul Domnului Iisus. E un test. Dumnezeu să ne cerceteze și când venim la casa lui Dumnezeu, inima noastră să vibreze și mesajul să fie primit. Amin. Iată dar câteva situații, poate dintre cele mai întâlnite, în care oamenii vin la biserică, fac un efort fenomenal. Vin la biserică, pun deoparte timp, cheltuiesc pe drum, fac sacrificiu cu răbdare, stau cu minți pe bancă, fac efortul de a avea o toaletă potrivită, de a fi aici, chiar și efortul de a dărui ceva, nu? E o prezență, e un efort. Vorba uneia dintre frații care venea la biserică în vremea neconvertirii lui, deși era botezat în apă, eu știu mărturia lui, este vorba de fratele Ile, în sfârșit, nu intru mai multe detalii acum, zicea el, păi până la urma urmei, dacă tot mergem la biserică, să ne plătească. Dacă vor să aibă cor, să ne plătească. Așa gândea. Dar când Dumnezeu i-a cercetat inima, a văzut că toate aceste stări și atitudini sunt vinovate. Ma poate că n-am ajuns până acolo, nu chiar, sau cine știe, o fi vreun adolescent din ăsta al nostru, prin familie, care o să zică, mame, cât îmi dai dacă vrei să vin la biserică în seara asta? Îmi cumperi telefonul, uite, jumătate de an, duminică de duminică vin la biserică, la sfârșit îmi cumperi telefonul, iPhone 5, vin la biserică. Sau altfel de târguri, mă lași acolo, vin la biserică, e pentru folos. Și dacă facem așa, e rău. Sau cine știe între soți ce târguri or fi? Mă, fă de rușine, vină cu mine la biserică. Păi vin, dacă mă lasă, cumpăr ochii aia. Păi cumpără, numai să vii. Și el, cu inimă plină de frică de Dumnezeu, zice, poate că auzi o predică și s-a pocăit și nu mai merge după ochii mâine. Sau invers poate fi, că vorba lui Spurgeon, ce e bun pentru gâscă, doar bun și pentru gâscan. Mergând spre încheierea acestui mesaj, haideți să întoarcem întrebarea, când mersul la biserică aduce bine? Sigur, un răspuns care vine de la sine este când ne ferim de aceste soiuri vinovate de a veni în casa lui Dumnezeu. Dar mai e ceva spre care aș dori să venim cu toții în această seară. E binecuvântată prezența noastră în casa lui Dumnezeu când venim aici cu sentimentul dorului după Dumnezeu. E binecuvântată prezența noastră în casa lui Dumnezeu când venim să ne rugăm, să ne închinăm, să-L căutăm pe Dumnezeu. Când venim să Îl onorăm chiar prin actul prezenței noastre, discrete, așezate, acolo unde vom fi, nevăzuți, neobservați de ceilalți. Și din simpla prezență în casa lui Dumnezeu, din simpla intrare în casa lui Dumnezeu, să faci un act de închinare și de onoare, de onorare a lui Dumnezeu. E mare binecuvântare atunci când venim cu gândul de a ne îndrepta. Doamne, pe Tine Te caut, îmi însetează sufletul după Tine, dă-mi, Doamne, un cuvânt de îndrumare, de îndreptare, abia aștept să aud cuvântul Tău, mi-e dor, Doamne, după legea Ta, oare ce vei da în seara aceasta la biserică? Și înainte să plec, pun genunchiul, Doamne Iisuse, binecuvântează slujba care va fi, onorează-o cu prezența Ta. Doamne, de-o mai fi încă 1, 2, 3 care vor veni din dorință să Te caute, acolo prezența Ta se va așeza și ne vei da cuvântul Tău cel bun ca să ne îndreptăm.
atunci aduce bine. Eu știu că în biserica aceasta nu sunt doi, ci sute de oameni care vin așa. Vă îndemn să vă alăturați lor, că sunt majoritate. Dacă n-ar fi majoritate, vă asigur că biserica aceasta n-ar fi rămas în picioare în cursul anilor și a încercărilor ei. A rămas în picioare pentru că au fost oameni temători de Dumnezeu, care prin închinarea lor evlavioasă au deschis ușa și au asigurat prezența lui Dumnezeu între noi. Că s-a adeverit ce a zis Iisus: unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu acolo. Și dacă așa încă nevindecați de slăbiciunile noastre unii ca noi, așa am venit lângă acești oameni, putem primi de la ei Duhul închinării, al schimbării, al înnoirii, ca expuși apoi Evangheliei lui Dumnezeu, Duhul să ne regenereze, să ne nască din nou, să ne schimbe și să fim temple ale Duhului Sfânt, oameni însetați după cuvânt, bucuroși de rugăciune, bucuroși de cântare, gata să servească lui Dumnezeu. N-ați vrea să fim așa? Soluția este să umblăm la atitudinea noastră interioară. Soluția e să ne disciplinăm și să venim la casa lui Dumnezeu și mai des decât am făcut-o, dar cu atitudine înnoită, cu motivații noi, cu drag de Dumnezeu și de părtășia cu El și cu sentimentul sacrului, al fricii de Dumnezeu. Când intri, când ești poate chiar pe stradă, în apropierea casei lui Dumnezeu, în curțile casei Domnului, să te apuce vibrarea. Păzește-ți piciorul când intri în casă, când treci pragul casei lui Dumnezeu, spune înțeleptul, când treci de ușa aia, să urci pe scări, te așezi la balcon, nu zii: sunt într-un loc ca la mine în sufragerie. Să te apuce cu tremurul. Sunt îngerii lui Dumnezeu prezenți. E poporul lui Dumnezeu adunat împreună. E Duhul care se coboară. E slava lui Dumnezeu care se așează peste noi. Slavă pe care o putem invoca, determina prin atitudinea noastră. Sau goni prin atitudinea noastră rea. Slăvit să fie Dumnezeu pentru că El restaurează templul. Aduceți-vă aminte când în Ierusalim intrând, Iisus a luat biciul și acolo în casa lui Dumnezeu, pe ăștia care veneau ca să facă mai mult rău decât bine, i-a gonit cu cuvintele: casa mea va fi o casă de rugăciune. Da, voi ați făcut din ea, Doamne ferește să se repete greșeala, peșteră de tâlhari. Să veghem asupra noastră, asupra familiilor noastre, asupra motivațiilor noastre adânci și să ne apropiem de Dumnezeu cu frică, cu cutremur, cu credință, în dorința de a ne schimba, de a ne îndrepta și de a face voia lui Dumnezeu. Amin.